îl ajute să-și salveze fundația care îngrijește animalele sălbatice și le reintroduce în mediul lor natural. Mai exact. Iar aici este fata așa cum arată acum. Odată cu filmarea, tatăl ei a postat și o fotografie pentru a demonstra că fica lui este sănătoasă și nu a suferit niciun incident, deși și-a petrecut copilăria ca un mogli al lumii moderne, înconjurată de animalele sălbatice care s-au purtat cu ea ca și cum ar fi propriul lor pui. All our lives, I was taken in as a young child. My father went into gorillas. I continue to play with gorillas. So basically all our lives we've been nurturing a friendship with these animals. Ajuns la 52 de ani, bărbatul a postat înregistrarea pe internet în speranța că oamenii îl vor ajuta să continue să salveze animalele sălbatice prin intermediul programului pe care îl desfășoară în regiunea Kent. De când a preluat fundația întemeiată de tatăl său, a reintrodus în sălbăticie în rezervațiile din Gabon și Congo 139 de gorile, 33 de rinoceri negri și 20 de elefanți africani. Mai multe animale decât orice organizație europeană. Mai târziu, la Observator, 10.000 de oameni au ieșit în stradă în Spania și Portugalia. Oamenii sunt speriați de reducerile bugetare și de creșterea impozitelor care le vor